ceva mai ușor. Sau nu prea. 5 variante de răspuns are această întrebare. Am întrebat 100 de moldoveni. Prin ce metodă comunicau oamenii înainte de a exista telefoane mobile și internet? Da. Prin scrisori. Prin scrisori! Așa comunicau. Oare așa au răspuns moldovenii? Este cel mai popular răspuns. Ce facem? Pasăm! Pasăm! Hai, prietilor! Vreți, nu vreți? Dacă eu nu vă vreau, eu sunt sigură că o să vă descurcați. Nu degeaba, poate chiar Dumnezeu v-a dat o șansă așa să răspundeți și să câștigați această rundă. Prin ce metodă comunicau oamenii înainte de a exista telefoanele mobile și internet? Erau. Oricum. Vorbeau oamenii atunci înainte, nu? Planificau. Cum? Prin ce metodă? Se duceau unul în altul. Așa. Se duceau pur și simplu. Dacă aveai nevoie de un om, știai unde să-l găsești. Mergeau la omul respectiv, da? Să vedem. E un răspuns oferit de dumneavoastră. Este oferit și de moldoveni? Da, pur și simplu. Se întâlneau. Mergeau. Doina, îți imaginezi viața? Fără telefon și fără internet? Nu. Dar ai prins o copilărie fără telefoane. Da. Aveai telefon din ăla cu roată? Da, da, da. Da? Sunai toată mahalaua? Da. Da? Ne întâlneam la jocuri. Ne sunam și ne ieșeam în drum fiecare care și cum. Aha. Dar noi încă astfel la joc aveam. Culegeam aleatoriu niște cifre și săturam niște oameni, răspundeam, tăceam sau le puneam muzică sau cântam noi. Voi nu v-ați jucat așa la telefon? Da, ne jucam. Da, noi toți suntem copii, adică toți am fost copii. Așa, uite, noi acum trebuie să ne imaginăm o viață fără telefoane mobile și internet. Prin ce metodă comunicau oamenii înainte de a exista? Eu cred că moldovenii s-au